Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. În fiecare an, pe 7 ianuarie, creștinii sărbătoresc soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan este cel care l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos în apele râului Iordan. În România, aproximativ 2 milioane de persoane își aniversează această onomastică. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu 6 luni înaintea nașterii lui Isus. Potrivit Sfintei Scripturi, Ioan Botezătorul a săltat în pântecele mamei sale în momentul în care Elisabeta s-a întâlnit cu Fecioara Maria, atunci când aceasta îl purta în pântece pe Hristos. Sfântul a avut misiunea de a-i pregăti pe oameni pentru primirea lui Mesia. Acesta este văzut de creștinii din întreaga lume drept model al smereniei și biruitor de mândrie. Sfântul Ioan Botezătorul a murit după ce Irod i-a tăiat capul la îndemnul unei femei pe care Ioan a mustrat-o după ce a căzut în păcat. Biserica a închinat lui Ioan 6 sărbători, zămislirea lui pe 23 septembrie, nașterea pe 24 iunie, soborul lui în 7 ianuarie, tăierea capului pe 29 august, prima și a doua aflare a capului pe 24 februarie și a treia aflare a capului pe 25 mai. În România, ziua este sărbătorită de aproximativ 2 milioane de oameni care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul. Aproximativ 1.500.000 de bărbați și peste 500.000 de femei din România își aniversează onomastica. Cel mai întâlnit nume este Ioan, urmat de Ion, Ionuț, Ionel, Nelu și Ionică. De partea cealaltă, în rândul persoanelor de sex feminin, cel mai întâlnit nume este Ioana, urmat de Ionela, Ionica, Nela și Ionelia. Așadar, aproximativ 2 milioane de români au astăzi motiv de bucurie și petrecere. Printre aceștia e imposibil să nu aveți și dumneavoastră cunoscuți. Haideți să le urăm împreună la mulți ani! Pe rit vechi, la 7 ianuarie se sărbătorea Crăciunul. Noi astăzi însă îl sărbătorim pe Sfântul Ioan. Haideți să vedem cine primește urări. Aveți vreun sărbătorit în familie sau în rândul prietenilor? Bună ziua, avem! Cui doriți să faceți urări? Soțului și băiatului. La mulți ani, sănătate și prosperitate. La mulți ani pentru nașul meu, care e Ion. La toți Ioni, la mulți ani și la Ioane, la fel. Pentru toată lumea care este cu acest nume, fie bărbat, fie femeie, le doresc sănătate, un an cu fericire, cu mai multe bucurii și împliniri. La mulți ani, Ioan. Cui? Soțului. La mulți ani și din partea noastră. Ziua de Sfântul Ion este considerată și ziua furcii, mai precis ziua în care femeile își reiau treburile zilnice. Așadar, dacă nu cunoașteți niciun Ion, nici o Ioana sau nici măcar vreun Ionuț ori vreo Ionela, nu vă rămâne decât să sărbătoriți ziua gospodinei. La mulți ani! Ziua Sfântului Ioan Botezătorul aduce pe lângă urări de bine și voie bună și câteva superstiții. Principalul îndemn este zâmbiți, altfel riscați să fiți triști tot anul. Potrivit tradițiilor, în ziua Sfântului Ion se încheie perioada sărbătorilor de iarnă, începută de Sfântul Nicolae în 6 decembrie. Se spune că după Sfântul Ion se botează gerul, adică frigul începe să nu-și mai facă atât de simțită prezența. Sfântul Ion este considerat de asemenea ocrotitorul pruncilor, iar mamele se roagă lui pentru a naște copii sănătoși, fără malformații. Cea din urmă superstiție și poate cea mai importantă se referă la bună dispoziție. Se zice că cine nu se veselește în ziua Sfântului Ion va fi trist tot anul. Iar la emisiunea Duminica Ieșic, invitat special a fost președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Acesta a vorbit atât despre familie și despre planurile pentru acest an, dar a avut parte și de surprize din partea noastră. Cum a reacționat, vă arătăm în materialul următor. Prima emisiune Duminica Ieșic din acest an a avut invitații de seamă, printre aceștia președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel. Acesta a dezbrăcat haina de om politic și a vorbit despre omul simplu Ion Dumitrel, care a intrat în noul an cu peripeții. Dar până atunci, haideți să vorbim puțin despre dumneavoastră și de cum ați început anul 2013. Lăsăm așa politica deoparte, că e o emisiune de divertisment, la revedere politică. Vorbim de Vă mulțumesc că nu vorbim despre politică. Cum am început anul, l-am început grozav, că l-am început cu prezența la dentist. A, deci nu știu dacă vine. S-o observă, încă am mai slăbit puțin așa în partea asta. Mulțumesc doctorului Bran că m-a făcut bine și am scăpat de dureri groaznice la măsă. Așa am... Așa ați intrat în noul an cu aceste început, dureri da, groaznice. Dar e gata. Înseamnă că anul acesta s-a rezolvat și problema de sănătate și o să fie un an, chiar dacă e 13, fără ghinion pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru toți locuitorii județului Alba. Apropo de 13, aveți superstiții de acest gen? Nu, am urmărit, să știți, marța, data de 13, întotdeauna
întotdeauna mi-a ieșit bine, că se spune că și aveți noroc. Da. Eu sunt un norocos, să știți, dintotdeauna și norocos că mi-am cunoscut soția care m-a adus în Alba Iulia și norocos că am cunoscut atâția oameni minunați și multe alte lucruri frumoase mi s-au întâmplat mie. Deci sunt un om norocos și un om care n-are dușmă. Cum astăzi domnul Ion Dumitrel își serbează atât ziua numelui cât și împlinirea a 8 ani de când este în fruntea CJ Alba, invitatul nostru a avut parte și de surprize în cadrul emisiunii. Prima, un tort aniversar cu dedicație de la mulți ani. E? Uite, vine tortulețul. Mulțumesc! Uite, aici este un tort mulțumesc pentru dumneavoastră. Zic să-l și desfacem, să-l arătăm, da, celor de acasă. Ia să vedem. Sper să vă placă, că de asta v-am întrebat de dulce. Scumis, da. Ia uite, un tort cu la mulți foarte ani frumos. pentru dumneavoastră. Mulțumesc și celor care l-au făcut așa frumos. Mă gândesc că este o cofetărie. Da, mulțumim foarte mult cofetăriei Laura Maria, cei care ne sunt mulțumesc parteneri la această emisiune. Vă spun la mulți ani, din tot sufletul, să aveți o zi frumoasă mâine, pentru că e ziua dumneavoastră de nume. Da, e ziua noastră de nume, ziua dumneavoastră de naștere vine undeva în martie. În martie, da. Vă surprindem noi cu ceva și atunci. Vă spun de acum, 20. 20 martie, da. Eu sunt pe 29, facem petrecere împreună. Da, deci aici ne întâlnim. O altă surpriză, tot pentru sărbătoritul emisiunii, a fost solista de muzică populară, Camelia Ilea. Și avem și încă o surpriză, se numește Camelia Ilea, vine de la ansamblul tradiției uiorene, tocmai de la Ogna Mure, să știți, ca să ne încânte aici pentru dumneavoastră și de ziua dumneavoastră, pentru că mâine e Sfântul Ion, o invit pe Camelia alături de noi, pentru că a pregătit o piesă specială. Ia uite-o pe Camelia, vă fac cunoștință cu o tânără foarte, foarte talentată. Binevenit, Camelia, alături de noi. Ne facem cunoștință, acum ne cunoaște. E, la mulți ani, așa. Mulțumesc. E cu pupături aici. Mulțumesc. La duminică. Și Camelia, te invit aici alături de mine, pentru că știu că ai o surpriză pentru noi, da? Ne vei cânta ceva. Da, o să vă cânt și o să vă încânt, sper. Așa, mai ales pe domnul Dumitrel, că e... Îi spunem încă o dată la mulți ani invitatului nostru, dar și dumneavoastră, celor care sunteți în fața micilor ecrane și vă sărbătoriți astăzi ziua numelui. Să aveți petrecere frumoasă alături de programele Alba TV. Din acesta n-a venit cu vreme închisă, vânt și mulți nori, însă nu condițiile meteorologice au fost principalul motiv pentru care o bună parte din tineretul Alba Iulian a ales să nu facă exces de zel. A fost liniște prin oraș. De ce? Vedem chiar acum. Unii s-au dat turiști și au ales să-și petreacă primul weekend din acest an la munte, în timp ce alții au stat pe lângă casă la refacere. Cum v-ați petrecut primul weekend din acest an? Ce ați făcut weekendul ăsta? Ați fost pe undeva? La Rișeni, da. La Rișeni? Da. Și cum a fost pe acolo? Alți tineri? Da, super frumos. Accidentări. De toate. Da. Ați ieșit undeva? Avut semnificație? Acasă. Cam ce am vrut. V-ați recuperat după Revelion sau v-ați relaxat sau v-ați distrat pe undeva? Ne-am relaxat, ne-am distrat de toate. Cum v-ați petrecut primul weekend din acest an? Cu bebelușul. N-ați făcut nimic deosebit? N-ați mers păi pe... n-am avut ce să facem, că noi suntem cu n-ați copilul. N-ați lăsat pe cel mic. Da. Acasă. Acasă? Nu ați ieșit nicăieri? N-ați făcut nimic deosebit? Nu, recuperări. Și uite, așa a trecut primul weekend al noului an. Se pare că sărbătorile i-au cam epuizat și au profitat de zilele libere acasă, departe de agitație. Alba Iulia, orașul care revine la viață, este numele articolului care poartă semnătura lui Răzvan Pascu, publicat pe paginile revistei National Geographic Traveler, cel mai citit ghid al călătorilor din România. Municipiul nostru și-a câștigat meritul de a ocupa două pagini în ediția de iarnă 2012-2013 a publicației. Vestea a fost adusă de primarul Mircea Hava, care s-a arătat mulțumit de investițiile realizate în Alba Iulia în ultimii ani și modul în care acestea au contribuit la conturarea imaginii orașului. El speră la realizarea unui film despre cetate în colaborare cu cei de la National Geographic. În National Geographic, în Traveler, apare Alba Iulia. Să știți că nu ne-a costat nimic decât că am stat de vorbă cu unul dintre oficial mai mare,
blogger, domnul Pascu, m-am întâlnit cu el și la București și sunt două pagini despre Alba Iulia. Eu zic că este o chestiune interesantă, într-o revistă de asemenea prestigiu apare Alba Iulia. Este vorba despre cetate. Sper că o să reușim să producem un film, cu ei, bineînțeles, ei trebuie să-l producă, care să se difuzeze despre Alba Iulia. Cu siguranță că sunt multe persoane care asociază Alba Iulia doar cu unirea și cu 1 decembrie. Însă mai mult decât atât, Alba Iulia se profilează ca următorul oraș al României, ce aspiră la succesul turistic al Sibiului sau Sighișoarei. Are cu siguranță avantajul unor oameni care știu ce vor de la cetate și nu se încumetă să facă orice cu orice preț. De câțiva ani, cetatea Alba Carolina din Alba Iulia a fost martora unor schimbări majore, a subliniat bloggerul Răzvan Pascu în articolul publicat. Studenții Universității 1 decembrie 1918 au reînceput astăzi cursurile. Mai au puțin și intră în focurile examenelor. Chiar dacă nu s-au pregătit prea intens în vacanță, încă nu i-au năpădit emoțiile. Mai au timp. Vacanța studențească a luat astăzi sfârșit. Studenții s-au reîntors în bănci pentru a demonstra ce au învățat în răgazul avut de la cursuri. Haideți să vedem în ce stadiu se găsesc ei. Cum a fost în vacanță? A fost foarte frumos. Cum v-ați petrecut sărbătorile? Pe la bunici. V-ați gândit așa un pic la sesiune care urmează? Nu, și acum suntem așa ca pe ace. Mai aveți timp. Da. Cum a fost în vacanță? Complicat. Complicat? Cât mai este până la sesiune? Mai avem foarte puține săptămâni. Și sunteți pregătiți pentru sesiune? Da, de gura presei, da. Bună, a fost foarte frumos și până la sesiune vreo 2 săptămâni, aproximativ. Și cum aveți emoții? Sunteți pregătite? Sau mai aveți vreme? Mai avem un pic. Noi avem mai multe și licență. Și aveți ocupați. Timp să vă pregătiți dacă v-ați odihnit? Încercăm. Așa cum era de așteptat, nu s-au prea omorât cu învățatul în vacanță, dar mai au timp să se pregătească. Sesiunea începe abia peste 3 săptămâni. Elevii de clasa a 12-a și a 13-a vor intra la sfârșitul lunii ianuarie în prima sesiune de simulare a probelor de bacalaureat de anul acesta, iar cei de clasa a 8-a vor susține simularea evaluării naționale. Funcție de tipul testărilor, subiectele vor fi unice la nivel de județ sau elaborate de fiecare unitate de învățământ. Prezența la aceste simulări este obligatorie. Simulările de bacalaureat vor începe în 22 ianuarie cu proba scrisă la limba și literatura română, urmate apoi de proba scrisă la limba maternă, proba la matematică sau alte materii în funcție de profil. Urmează apoi probele pentru care elevul poate opta, diferențiate în funcție de profil, real, uman sau tehnic. Simularea va avea loc în 36 de unități de învățământ, la care vor lua parte aproximativ 3700 de elevi. Da, am considerat că sunt foarte utile realizate aceste simulări, de aceea ne-am prevăzut în planul managerial 2 simulări în acest an școlar. Una în luna ianuarie, care am și pregătit-o, și una în luna aprilie. Asta înseamnă că încă mai e timp dacă mai e cazul de remedieri sau de aprofundări a materiei, se mai poate recupera. În zilele de 22 ianuarie va fi proba scrisă la limba și literatura română, în 23 ianuarie la limba și literatura maternă, în 24 ianuarie la matematică sau istorie, depinde de specializarea și profilul școlilor. Examenul de bacalaureat se va desfășura în 36 de unități de învățământ. Asta înseamnă în jur de 3700 de elevi. Aici intrând și ruta progresivă seral sau ruta progresivă normală la zi. Pentru elevii care vor susține examenul de evaluare națională, simularea va avea loc tot în aceeași perioadă, 22-24 ianuarie. Simularea va fi organizată în 145 de unități de învățământ și vor fi evaluați un număr de aproape 3500 de elevi. Pentru evaluarea națională sunt un număr de 3474 de elevi, iar această probă se va desfășura tot în zilele de 22, 23 și 24 ianuarie. Subiectele unice vor fi doar la limba română și matematică, iar la celelalte discipline, subiectele vor fi realizate de către profesori la nivelul instituțiilor de învățământ. Subiectele unice vor fi doar la limba și literatura română, limba și literatura maternă și matematică. Astea vor fi subiecte unice realizate la nivelul județului de către inspectorii de specialitate. Exact același lucru și pentru evaluarea națională, subiecte unice. La celelalte examen
la alegere în funcție de specialitatea și profilul liceului vor fi subiectele realizate de profesorii în școli. Potrivit inspectorului general adjunct Marcela Dărămuș, simulările sunt obligatorii pentru toți elevii care urmează să susțină examenele naționale, iar notele obținute se pot trece sau nu în catalog în funcție de alegerea profesorilor. Un bărbat în vârstă de 49 de ani din Timișoara a fost la un pas de o tragedie în mini-vacanța petrecută la domeniul schiabil Șureanu. Aflat pe schiuri, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, acuzând dureri mari în zona pieptului. Acesta a primit îngrijiri medicale din partea salvamontiștilor, însă starea sa nu s-a ameliorat, fapt pentru care a fost transportat la Spitalul Municipal din Sebeș. Accidentul s-a produs în jurul orei 19 pe una din pârtile domeniului schiabil Șureanu. Turistul din Timișoara s-a dezechilibrat și a căzut suferind leziuni în zona pieptului. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă pe motiv că durerile pe care le-a acuzat deveneau insuportabile, a fost necesară chemarea unei ambulanțe. Salvamontiștii au acordat primul ajutor, dar pentru că a acuzat dureri tot mai mari, a fost solicitată prezența unei ambulanțe la fața locului. Având în vedere faptul că pe segmentul barajul Oașa, domeniul schiabil Șureanu, circulația auto se desfășura în condiții de iarnă, pentru reducerea timpului până când rănitul urma să primească ajutor medical de specialitate, cu acordul său a fost urcat într-un vehicul al postului de jandarm montan Șugag și transportat aproximativ 12 km. În jurul orei 20, pacientul a fost preluat de o ambulanță din zona barajului Oașa și transportat în condiții de siguranță spre Spitalul Municipal Sebeș. În ședința extraordinară de astăzi a Consiliului Local s-a adus în discuție aprobarea acoperirii definitive a deficitului de buget al municipiului Alba Iulia pe secțiunea de dezvoltare aferent anului 2012. Suma se ridică la aproape 4 milioane și jumătate de lei. Începând cu anul 2011, veniturile și cheltuielile bugetului local se împar și se aprobă pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare. Dacă pe secțiunea de funcționare nu s-a înregistrat niciun deficit, în schimb la secțiunea de dezvoltare s-a înregistrat un deficit bugetar de peste 4.400.000 de lei, deficit care trebuie acoperit. Astfel, ajungând la sfârșitul anului 2012, constatăm că pe secțiunea de dezvoltare, fiind insuficiente veniturile, trebuie acoperite și ordinul 1720 privind normele de închidere a exercițiului bugetar financiar în anul 2012 prevede acoperirea definitivă a acestui deficit din excedentul anilor precedenți, respectiv în precedentul anului 2011, unde am avut excedent de 5.857 și ceva. V-am anexat și ordinul exact cu prevederea, și dacă vreți vă și citesc, în situația în care secțiunea de funcționare și sau secțiunea de dezvoltare registrează deficit, consiliile locale, consiliile județene și consiliul general al municipiului București, după caz, au obligația de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și sau dezvoltare, după caz, până la 9 ianuarie 2013 inclusiv. Astfel, dacă una din secțiuni înregistrează deficit bugetar, consiliile locale au obligația de a aproba prin hotărâre de Consiliul Local acoperirea definitivă a deficitului respectiv din excedentul bugetului local. Suma va fi acoperită din cei peste 5 milioane de lei, reprezentând excedentul bugetului pe anul 2011. Polițiștii din județul Alba continuă acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere. În acest sfârșit de săptămână, pe drumurile întregului județ, s-au aflat la datorie oamenii legii care au folosit 15 aparate radar pentru a preveni accidentele cauzate de viteza excesivă. Amenzile aplicate sunt de aproximativ 80.000 de lei. În perioada 5-6 ianuarie, 61 de polițiști din cadrul structurilor de poliție rutieră au fost prezenți la datorie pe toate drumurile județului Alba. Pe principalele artere ale județului au fost folosite aparatele radar. Numai puțin de 538 de amenzi au acordat polițiștii, dintre care 339 au fost pentru nerespectarea normelor de viteză legală. Valoarea sancțiunilor aplicate este de aproximativ 80.000 de lei. Oamenii legii au reținut 12 permise de conducere, dintre care 4 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Încă foarte multe persoane nu conștientizează pericolul la care se expun atât ei cât și ceilalți participanți la trafic în momentul în care la volan nu este șoferul, ci alcoolul. Alte 8 permise au fost reținute pentru depășiri neregulamentare și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. Polițiștii din cadrul structurilor rutiere se vor afla în continuare pe principalele artere ale județului și în zilele următoare.
Anul 2013 vine cu schimbări și pentru parlamentari. Aceștia vor fi mai buni, mai harnici și mai puțin cheltuitori. Cel puțin asta își propune premierul Victor Ponta, care vrea să le reducă parlamentarilor și lunile de vacanță. În aceeași ordine de idei și președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, are o dorință. Vrea să repare imaginea pe care o are Parlamentul în ochii românilor. În prezent, parlamentarii au 3 luni de vacanță, una iarna și 2 vara. Victor Ponta ar vrea să modifice Constituția și să-i cheme la muncă și în iulie. Degeaba însă dacă aleșii nu a renunțat și la obiceiul de a lucra de luni până miercuri la prânz. Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, vrea și el să-i oblige pe aleși să prezinte un raport de activitate. Cel mai important obiectiv pentru 2013 se referă însă la reducerea cheltuielilor, dar se pare că la acest capitol sunt mari carențe. Președintele Camerei Deputaților promitea înainte de alegeri că nimeni nu va mai sta la hotel anul acesta. Costul cazării este de 3 ori mai mare față de cel cu chiriile. Imediat după alegeri însă, Valeriu Zgonea a descoperit că statutul și regulamentul instituției nu îi permis să elimine această posibilitate de cazare. Aceleași alegeri, mai mult de jumătate dintre parlamentari au preferat hotelul, nu să stea cu chirie. Un alt capitol de la care nimeni nu pare dispus să taie cheltuieli transportul aleșilor. Pentru următorii 2 ani, parlamentarii sunt dispuși să dea 5 milioane de lei pentru cursele cu avionul, maxim 1200 de bilete și o condiție, să nu fie low cost. Cum de la vorbe la fapte, calea este presărată cu multe obstacole, vom vedea în 2013 la ce sunt dispuși cu adevărat să renunțe noi senatori și deputați. În perioada 18 ianuarie, Electrica SA anunță oprirea temporară a furnizării energiei electrice în mai multe localități din județul Alba din cauza lucrărilor de întreținere și reparații efectuate la rețea. Este vorba de Alba Iulia, Cugir și câteva localități din mediul rural. Din cauza efectuării unor lucrări la rețeaua de energie electrică, mai multe localități din județul Alba, respectiv Alba Iulia, Cugir și câteva localități din mediul rural, vor rămâne fără curent în următoarele 4 zile. Astfel, marți 8 ianuarie 2013 vor rămâne fără curent între orele 8 și 16, Sladna, satele Vâltori, Runc și Pirita, iar între orele 10 și 15, în Crăciunelul de Jos, străzile Tudor Vladimirescu, 6 martie, Bucerzi, Cloșca și Bigău. Miercuri 9 ianuarie 2013 nu vor beneficia de energie electrică între orele 8 și 15, satele Albac, Cionești și dealul Lămășoi, iar între orele 8 și 16, bloc C de pe strada Arnsberg din Alba Iulia. Joi 10 ianuarie 2013, tot fără curent între orele 8 și 15, vor sta cei din Albac, Cionești și dealul Lămășoi, iar între orele 8 și 16, Cugir, strada Constructorului numărul 2 și 9. Vineri 11 ianuarie, lipsa electricității va afecta satele Albac, Cionești și dealul Lămășoi între orele 8 și 15. Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteorologice sunt nefavorabile. Doamnelor, domnilor, întâlnirea noastră se încheie aici. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martorii unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@alba.tv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. Să aveți o seară frumoasă! Pe curând!